Narcis, vreau să-mi spui cum reușești să te împarți între viața de familie și viața de pe terenul de fotbal. Păi asta a fost provocarea dintotdeauna, să împart fotbalul și viața de familie. De-a lungul vieții, cred că ne-am mutat de vreo 17 ori cu casa, dar în ultimii ani ne-am așezat. Cei trei băieți ai noștri au crescut mari și dacă am ajuns la 27 de ani, împreună înseamnă că am reușit. Am o academie de perfecționare, lucrez cu cei mici. Seara sunt analist TV și atunci când am timp, o ajut și pe Oana cu cofetăria. Noi suntem din Focșani, din zona Moldovei și acolo e o tradiție. Soția să știe să gătească. A fost o luptă mereu cu kilogramele. Uneori am câștigat eu, alteori a fost pierdută. Cât de mult înseamnă afacerea asta pentru tine? Cât de mult înseamnă prăjiturile pentru tine? Al patrulea copil, nici nu știu dacă e primul sau al patrulea. Îmi place enorm ceea ce fac, e o pasiune. Vreau să știu dacă Narcis dă și el o mână de ajutor pe aici. Cum contribuie? Gustă. Îți dă indicații și la blat. Uite, e cam tare, e cam moale. Te rog, nu mai folosi cuvântul blat. Sau hai la cofetărie, merge, dar în rest să nu aud cuvântul ăsta, că avem probleme. Atunci când am permisul reținut, sunt și șoferul cofetăriei. Și în principiu sunt cel care ajută la muncile grele, că știm foarte bine, într-o bucătărie trebuie să cari, să ridici. Atunci când erai jucător, sărbătoreai victoriile cu un tort? Da, să știi că aveam și o plăcere când se termina meciul, mai ales că stăteam foarte mult prin cantonament, ne ținea Halagian câte 3 zile. Primul telefon o sunam pe Oana și ziceam, te rog frumos, fă-mi o tavă de tiramisu. Și efectiv o tavă mâncam când ajungeam acasă. Bucare, iarăși, o luam înapoi, plecam la cantonament, pentru că steam ca marinare câte 6 luni în cantonament. Acasă, cine gătește? Eu nu gătesc niciodată. Aș fi vrut să am și calitatea asta. Mă cheamă Narcis, Narcis. Dar la asta nu mă pot, cu asta nu mă pot lăuda. Am încercat în pandemie câte ceva ușor italian, așa, dar nu. Amintirile mai puțin plăcute se șterg din memorie. Cine făcea clătite? Cine făcea clătite când eram mai tinerii și aveam meci? Nu amintesc. Eram singurul din casă care știa să învârte clătita fără să zice, da. Mă trimite cu cățelul să-l plimb. E o treabă importantă, să știi că avem un fox terrier tare nebun, așa că cred că responsabilitatea maximă este în dreptul meu. Narcis este romantic? Da, Narcis e un bărbat romantic. Micul dejun nu îl pregătește. La flori? Flori, da. Narcise de la Narcise, fiecare duminică. Da, Narcise, tot timpul Narcise și neapărat galbene.